Peste 200 de jurnaliști care se află într-o vizită documentară în județul Suceava provin din 30 de țări și sunt membri ai Federației Internaționale a Jurnaliștilor și Scriitorilor din Turism. Prima imagine despre Bucovina și-au făcut-o luni seară, când li s-a pregătit un foc de tabără și muzică populară cu ansamblul Ciprian Porumbescu. A doua zi dimineață, președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, ne-a întâmpinat la Moldovița, de unde au plecat spre Argel cu Mocănița. La capătul traseului au fost așteptați cu pălincă, plăcinte și gogoși, iar drumul de întoarcere spre Mănăstirea Moldovița l-au făcut în faietoane. Tot traseul arăta ca un muzeu în aer liber. Țesături pe garduri, oameni îmbrăcați în costume populare, chiar și cei care se întorceau de la câmp cu fânul în căruțe. E pentru prima dată când Congresul Mondial al Jurnaliștilor pe Turism se ține în România și prima destinație turistică a fost Bucovina. De aceea intenția noastră a fost să fim bune gazde și să le arătăm pe de o parte mănăstirile, pe de altă parte tradițiile, portul popular, dar și turismul activ. Plimbarea cu Mocănița, cu plutele pe Bistrița sunt lucruri care cred eu că vor rămâne în memoria acestor oameni. Am primit și o distincție specială de la președintele acestui forum. Aseară un radio din Venezuela transmitea în mai multe țări din America de Sud reportaje din Bucovina și vorbeau despre grădina din Carpați. Practic grădina din Carpați, așa cum e reclama la noi despre turism, este aici în Bucovina, puteți să vedeți orice. Una dintre cele mai importante optiri a fost la Mănăstirea Moldovița, care a fost premiată cu Mărul de Aur în 1975, chiar de această federație prezentă acum în județul Suceava. Programul jurnaliștilor pentru ziua de miercuri cuprinde vizite la Ciocănești și pe Valea Bistriței, iar putea fi însoțiți de ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului, Elena Udrea.